Numai harul lui Dumnezeu ține familia cu pace. Amin, amin. E adevărat? Amin, amin. Să fie, să fie Domn. Amin. E un motiv pentru care sunt pe Țibleș, sunt și pentru motivul acesta, că aș vrea să mă rog lui Dumnezeu să-i mulțumesc că Dumnezeu a lăsat în familia noastră pace. Amin. Domn. Într-o familie în care așa mulți bani și multă ceartă. Dimineața ceartă, la amiază ceartă, seara ceartă. M-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă mă ajut să mă căsătoresc, dă-mi o soție să mă pot înțelege și să am pace în familie. Amin. E har acesta. Bine, Domnul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Te poți bucura de pace dimineața când te trezești. Nu te trezești cu scârbă, nu te trezești cu ceartă, nu te trezești cu încăpățânare, nu te trezești nervos. La ce tu ești pe Țible și ești nervos? Dumnezeule, trezește bărbații din România. Amin. Să nu mai fie mânioși. Foarte mult se vorbește și foarte puțin se trăiește. Și am găsit așa un cuvânt din Proverbe care m-a marcat și m-am gândit așa pe plan firesc. Omul când muncește, spune aici Biblia la Proverbe capitolul 14, la versetul 23. Oriunde se muncește, este un câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Lipsă și în viața de pocăință și lipsă și în viața de toate zilele. Dar unde se muncește? Este câștig. Amin. Atâta muncim și atâta tragem de dimineața până seara, de așa parcă nu mai avem nicio vlagă pentru firește, dar pentru domnicești. Tot așa muncim. Asta o spun în dreptul meu cu durere și de asta sunt aici. Poate voi sunteți de altceva. Poate ați venit curioși pe Țibleș. Poate sunteți curioși să vedeți ceva minuni, vindecări. Să știți că Dumnezeu lucrează când vrea, cu cine vrea și cum vrea El, slăvit să-i fie numele. Dacă El vrea să-ți vindece, soția ți-o vindecă. Amin. Dacă El vrea să ți-o țină în boală, ți-o ține. Amin. Dacă vrea să te țină pe tine bolnav, te ține. Dacă vrea să te vindece, e o îndurare a lui Dumnezeu. Eram aici pe Țibleș, într-un an, nu mai țin minte exact, un an sau doi în urmă, și mă durea foarte tare coloana. Foarte tare. Abia am urcat pe țin. Și frații ziceau, bă, dar cum stai? Rău. Și vreau să vă spun, Dumnezeu prin îndurarea aia lui mare, la cina Domnului, Dumnezeu s-o atins de mine. Aleluia. De coloană. Și nu mai am probleme. E un har de la Dumnezeu. Aleluia. Merită să fie slăvit. Aleluia. Dumnezeu. Aleluia. Am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, am auzit că așa-ți bătrânii noștri, pe vremea noastră. Am auzit și eu că la cină se poate vindeca omul. Credeți lucrul acesta? Amin, amin. Păi puteți când luați din pâine, când luați din must, puteți să vă vindecați că nu lucrează nici mustul și nici pâinea. Că lucrează credința în Dumnezeu. Dar mai mult decât aceasta, lucrează îndurarea lui Dumnezeu. Amin. Slăviți să-i fie numele. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să ne ajute într-o vreme ca aceasta să putem să avem pace în inimă. Aș vrea să ne rugăm în mod insistent înaintea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează familiile noastre cu pace. Amin. Că poate o fustă și un batic i-ai pus. Dar pace nu ai. Am văzut surori așa, își bagă telefonul sub batic și toată ziua vorbesc. Toată ziua vorbesc. Nu știu ce vorbesc, dar au toată ziua de vorbit. Și când e vorba de o înțelegere, nu se înțeleg. Ce e acolo? Duhul lui Dumnezeu? Spune tare, Duhul lui Dumnezeu? Poate obligi pe nevastă ta să umble cuvincios. Și într-o oarecare măsură foarte bine că te implici, dar implică-te și pe partea asta lantă, să ai pace în familie, un har de la Dumnezeu. Mărire. Dacă n-ai pentru ce mulțumi, dacă n-ai pentru ce să te rogi, roagă-te în vremea asta,
Dumnezeule, dă-ne pacea ta în familie noastră. Amin. Să te poți culca cu pace. Păi spune Biblia, eu mă culc și adorm în pace. Că numai tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. Dar dacă nu este pace, este liniște? Nu, că este ceartă. Aș dori Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să ne ajute pe linia asta, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteți. Poate cuvintele mele sunt prea sărace, dar cuvântul lui Dumnezeu e mare. Că spune așa, mai bine o bucată de pâine cu pace decât o casă plină cu cărnuri și cu ceartă. Poate te-ai gândit să te îmbogățești. Și eu prin harul lui Dumnezeu așa lucrez în construcții și m-a ajutat așa Dumnezeu să lucrez, mi-a dat înțelepciune. Dar m-am gândit așa, bogăția